Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sunt Silvia Ioniță, bine v-am regăsit la știri. Locuitorii din județul Tulcea au primit un mesaj ro-alert în această dimineață care vizează localitățile de la graniță cu Ucraina, în care au fost avertizați asupra pericolului căderii de obiecte din spațiul aerian ca urmare a conflictului armat din Ucraina. Cât de riscant a fost acest pericol cauzat de atacul cu drone, ne explică în direct colega mea Delia Sândulachi. Bun găsit, Delia! Ce a fost acolo? Te ascultăm! Bun găsit! Mesajul a fost primit de localnici dimineață, înainte de ora 7, iar aceștia erau sfătuiți să se adăpostească în beciuri ori să rămână în case, departe de uși și de geamuri pentru următoarele 90 de minute. 17 localități din județul Tulcea au fost vizate de acest mesaj, care a avut scopul de a informa pe oameni că există posibilitatea ca din spațiul aerian să cadă obiecte, având în vedere conflictul de la granița cu țara noastră. Spun autoritățile că este foarte important ca în astfel de situații oamenii să nu intre în panică, să rămână calmi, dar în același timp trebuie să fie precauți și în cazul în care observă diverse fragmente care cad pe teritoriul țării noastre, să sune la numărul de urgență 112. Totodată autoritățile dau asigurări că atacurile Rusiei nu vizează țara noastră, însă conflictul de la graniță este monitorizat în permanență. Astfel de mesaje ro-alert au început să fie emise pentru localitățile din Tulcea încă din toamna anului trecut, după ce acolo au fost găsite mai multe bucăți din drone. Acestea au fost informațiile. La revedere! Și îți mulțumesc, Delia, pentru informații. Este cel mai aglomerat weekend pe litoral, dominat de festivalul Never Sea. Dar dincolo de distracție, turiștii nu trebuie să uite de pericole. Un buzoian și-a pierdut în această dimineață viața în valurile violente ale Mării Negre, în stațiunea Costinești. De ce n-au reușit salvatorii să-l readucă la viață, ne explică acum Raluca Sevastru, corespondentul nostru la Constanța. Raluca, bun găsit! Ce-a fost acolo? Ești în direct, ascultăm! Bună ziua, Silvia, și bun găsit tuturor! Alarma s-a dat puțin după ora 6 dimineața. Potrivit martorilor, băiatul a intrat să facă o baie în mare și nu a mai revenit la mal. Prietenul lui a fost cel care a alertat autoritățile. Salvatorii l-au scos din apă în stare de inconștiență, iar cadrele medicale ajunse la fața locului l-au resuscitat pe plajă aproape o oră. În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii au fost nevoiți să declare decesul. Martorii spun că marea era agitată la ora respectivă, iar tânărul nu a ar fi ținut cont de acest lucru. Avea 20 de ani și venise la mare în vacanță. Azi dimineață, salvamarii din Costinești au arborat steagul galben pe plajă, ceea ce înseamnă că în apă au voie doar înotătorii experimentați. Și aici, pe plaja din Constanța, a fost ridicat steagul galben, chiar dacă valurile nu par periculoase, curenții puternici pot pune în pericol chiar și înotătorii experimentați. Totodată, salvamarii le reamintesc turiștilor să nu se aventureze în marea agitată, în special când este arborat steagul roșu. Aceștia spun că, în special în zilele în care vântul bate cu putere, curenții sunt puternici și pot în orice moment să le cauzeze probleme oamenilor. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Ursul care a ucis 3 căprioare de la grădina zoologică Târgu Mureș a fost împușcat noaptea trecută. Animalul, un mascul de 100 de kilograme, se învățase să vină în padocul animalelor după hrană sigură. Cum a decurs operațiunea și dacă autoritățile au avut toate aprobările pentru a doborî sălbăticiunea, știe Silvia Ceh, colega mea. Silvia, te ascultăm, bun găsit! Ești în direct! Bună ziua, Silvia, bun găsit tuturor! Reprezentanții primăriei din Târgu Mureș au anunțat că în cursul nopții echipa de intervenție care a și supravegheat zona a reușit să captureze ursul și să îl tranquilizeze. Această intervenție a respectat toate prevederile legale în vigoare. Animalul, un exemplar de aproape 150 de kilograme, a reprezentat un adevărat pericol în ultimele zile. Autoritățile au încercat să ia măsuri de siguranță, au montat și o cușcă de capturare după ce ursul și-a făcut apariția de mai multe ori în zona platoului Cornești și pe aleile grădinii zoologice din Târgu Mureș. În ultimele 3 nopți, ursul a intrat în grădina zoologică și a atacat mai multe animale. Personalul de acolo nu a putut face nimic pentru a-l opri. Autoritățile au anunțat că în continuare zona este monitorizată pentru ca oamenii care vizitează grădina zoologică să fie în siguranță. Momentan atât de aici. La revedere! Mulțumesc, Silvia, pentru informații! Maluma a făcut senzație pe scena Never Sea în a doua zi de festival. Artistul columbian a coborât de 2 ori de pe scenă ca să-și salute fanele și să facă poze cu ele. De departe a fost cel mai așteptat artist al acestei ediții.
A făcut senzație pe scena de la Never See. Fanele din primele rânduri l-au așteptat cu sufletul la gură pe artistul columbian. Unele dintre ele au adus și pancarte cu mesaje pentru el. Pancarte pentru Maluma cu piesa lui de suflet, Medaiul City. Ce se pare, Maluma? Ce se pare, Maluma? E genial, e al cincilea concert, e super. Cum arată Maluma realitate? Super bine! La un moment dat, artistul a coborât de pe scenă pentru a face poze cu fanii. Aici este. Nașa, otra foto para aquí. Oye, pero saluda aquí a todo el mundo, saluda que te están viendo, mira. Tiene un beso, para mamacita. Băieții au fost eroi serii. Cei mai mulți și-au ajutat iubitele să-l vadă mai bine pe idolul lor. Îl vezi mai bine pe Maluma de acolo? Îl văd foarte bine de aici, mulțumesc! Ai rezist aici? Mai stai! Sunt obligat, n-am cum să rezolv altfel, asta este. M-am antrenat pentru seara, asta e ok. Atmosfera de pe plajă a fost completată de artificii și jocuri de lumini. Pentru cea mai așteptată seară de festival, fetele s-au întrecut în ținute inedite cât mai sclipitoare. Mi-am confecționat pe ultima 100 de metri o coroniță. Am improvizat, am vopsit-o repede, am pus-o pe cap și am plecat. Nici să strălucesc, dar nici să rămân în anonimat, să zic așa. Am plecat să le învin pe toate. Am ales o ținută dintr-o pereche de pantaloni cu sclipici, o bluziță din pietre, consider că este specială pentru Never See. A venit pentru Maluma, e pentru Maluma și e mai aproape măritată. În această seară, pe scena principală, vor urca artiști precum Tini Tempa, Alok, Salvatore Ganacci și Dimitri Vegas. Concediile devin un lux pentru tot mai mulți români, iar cele mai recente statistici confirmă că vacanțele la mare sau la munte sunt un vis greu de împlinit. Conform Institutului Național de Statistică, puțin peste o treime dintre familiile de români își permit să plătească o săptămână de vacanță. Fenomenul se resimte mai ales printre oamenii de la țară, unde mulți nici nu știu cum arată litoralul românesc, de exemplu. Ați fost vreodată plecați în concediu? Nu. Ați vrea să vedeți și voi marea, muntele? Da, sigur că da. Această tânără este împreună cu soțul și copiii la muncă. Adună fier vechi într-o căruță și îl vinde pentru circa 100 de lei. Trăiesc de pe o zi pe alta, așa că nici nu îndrăznesc să se gândească la vacanțe. Ai vrea să pleci într-o vacanță? Simți nevoia asta și tu? Sigur că da. Normal, da. Ai vrea și da. Cu copiii să-i vezi cum se simt și ei bine? Cum? Da. Și totuși nu puteți. De ce? Nu putem, că trebuie să mergem la muncă. Să muncim, să avem bani, să... Bane! Nu vă ajung banii. Păi... Nu prea. Rămânem în comuna buzoiană Vernești, unde pe terasa unei bodegi întâlnim un domn nostalgic după vremurile bune de altă dată. Mie mi-e dor de Dunăre. Ai curgătoare, apă dulce... Ne mărturisește că a și uitat când a fost ultima oară plecat în concediu cu familia. Au trecut, crede el, mai bine de 20 de ani de la ultima excursie făcută undeva pe malul Dunării. Acum, dacă ar fi să mergeți, ați avea cu ce? Nu, niciodată. Dintr-un simplu ajutor de social, cum să permiți... Povești asemănătoare au și ceilalți localnici strânși la terasa Cârciumei. Vorbesc despre vacanțe mai mult din amintiri. Copiii înseamnă că o avem, nu ne mai permitem să ne ducem la băi, să ne ducem la naiba, de-abia de aia de azi pe mâine. Nu mai e nici bani, toate scumpi, pensia nu se ajunge și uite așa. Nu au bani. Mulți și-au dorit să ducă, chiar și-au dorit, ar simt nevoia, dar n-au bani, n-au de unde, nu își permit.
că au pensii mici și au lemne, își drămuiesc și bănuții. Datele statistice ale INS arată că doar o treime din familiile de români își permite o săptămână de concediu. Întrucât avem 7,5 milioane de gospodării, asta înseamnă că doar 2,7 milioane de familii merg într-o vacanță. Aș pleca, sigur, dar nu te lasă bugetul, nu este bani. Asta este. Ca dumneavoastră, foarte mulți. Mulți ar vrea, dar nu își permit. Nu permitem, domne, pentru că nu sunt bani. Concediu. A mai plecat, da? Prin apropiere. Românii din mediul rural au venituri mult mai mici comparativ cu cei din mediul urban, în special din cauza lipsei locurilor de muncă bine plătite și a dependenței de agricultură. În tot acest timp, produsele românești, mai ales fructele de sezon, au ajuns de batjocură. Pare incredibil, dar pepenite de buleni sunt mai ieftini decât guma de mestecat. 50 de bani se vinde kilogramul la marginea ogoarelor roditoare. În supermarket plătim de 10 ori mai mult pentru cei aduși din afara țării. La prima ora a dimineții, târgul Angro din patria Lubeniței, Dăbuleni, este plin de producători care au ieșit să-și vândă marfa. Căruțe sau dube doldora de lubeniță zac sub soare la temperaturi de peste 30 de grade, în așteptarea clienților. Deși prețul unui kilogram a ajuns chiar și la 40-50 de bani, fructele tot n-au căutare. Ați vândut ceva până la ora asta? Azi nici nimic, de ieri sunt acina, n-am vândut nimic. Păi eu țin prețul, dacă colegul îl trage de mână, și ai că-ți dau ieftin. Nu o fi prostea de la mine, ia de la ăla. Asta e. Ne furăm căciula unul la altul. E gustos. E și dulce. E românesc. Dar le dăm degeaba. Lângă mine aici vând unul cu 30 de bani. Acest producător de pildă încearcă de două săptămâni să vândă 45 de tone de lubeniță. A vândut până acum doar jumătate din marfă. O parte dintre ei riscă să ajungă la gunoi. Am 7 tone de pepeni galbeni în Angro, în partea ailaltă, au 4 zile. Astăzi îi arunc. Vă dați seama, 7 tone de pepeni să-i arunci. Prețul mic este justificat în special de temperaturile prea mari pentru această perioadă a anului, care au copt brusc și prematur pepenii. Astfel, în timp ce anul trecut, în aceeași lună, fructele ajungeau cu 2 lei pe kilogram, acum prețul este de 4 ori mai mic. Anul trecut s-a făcut și profit, am făcut treaba, anul ăsta s-a făcut și pentru una și pentru alta, anul ăsta e zero. Deci majoritatea dintre producători vor da faliment. Totuși, cantitatea mare de fructe le dă un avantaj samsarilor. Cumpărăm cam 1000 de kilograme, le vindem la târguri, la piețuri. Noi acolo să câștigăm un 20-30 de bani mai mult, adică dacă aici e 60 de bani, noi să o vindem pe un leu. Am făcut și noi o comparație de prețuri între târgurile Angro și piețe, iar diferențele sunt grăitoare. În târgul Angro din Dăbuleni, un pepene de 10 kg a ajuns să coste doar 4-5 lei. În schimb, la piață, același pepene de 10 kg costă 30 de lei, adică de 6 ori mai scump. Asta înseamnă că la piață o lubeniță costă 3 lei pe kilogram. 200 și ceva pe o lubeniță am dat. Când ai poftă, mănânci. Acolo și noi de unde ne oprim să luăm. Asta e din piață. În supermarketuri, în schimb, se găsesc doar pepeni din import, aduși în mare parte din Grecia, care se vând cu 2,5-3 lei kilogramul. Dacă v-ați propus să fiți turiști în capitală, vara asta, o variantă numai bună de admirat orașul este din tuk-tuk. Un tur cu vehiculul specific Asiei durează o oră și vă oferă o experiență specială, în care să vă bucurați de priveliște, de răcoare, dar și să vă distrați. Sunt imaginile vieții vibrante și colorate din Asia. Sigur v-ați dat seama după tuk-tukuri, un simbol al acestor țări în care traficul e ca un furnicar, dar experiența asiatică poate fi trăită și în capitală. Pentru că vremea este superbă, ne-am decis să facem o plimbare prin București, dar nu orice fel de plimbare, o plimbare cu tuk-tukul. Este foarte haios să te plimbi cu astfel de mașinuță. Simți mirosul de tei? Se simte, chiar se simte mirosul de tei. E o bucurie în perioada aceasta anului. O plimbare cu triciclul este o experiență inedită care durează aproximativ o oră, în care puteți admira altfel principalele atracții ale Bucureștiului. Să vezi cât de haios este atunci când ne întâlnim cu grupuri de turiști și cu străini, mai ales, care fac tururi organizate.
și ne fac cu mâna de pe stradă. Turul cu monotaxiul de origini asiatice are un circuit deja stabilit, dar care se poate modifica în funcție de dorințele clienților. Discutăm înainte și facem traseul personalizat pentru ei. Spre exemplu, o variantă de tur. Ce vizităm în acea variantă? În varianta cea mai simplă, să zic, trecem pe la toate obiectivele principale. Pornim de la hotelul clientului. Primul obiectiv pe care îl vizităm este Palatul Parlamentului, de altfel și obiectivul pe care ei își doresc cel mai mult și cel mai mult să-l vadă. Sunt impresionați, în primul rând, de dimensiuni. Facem un tur în jurul palatului, vedem și Catedrala Mântuirii Neamului în construcție, după care pornim pe Bulevardul Națiunilor Unite, spre Piața Unirii. Îți oferă posibilitatea să oprești mai des. Opririle nu sunt standard, sigur, sunt niște puncte pe care noi nu vrem să le ratăm, unde știm noi că turiștii ar trebui să ajungă. De unde vin cei mai mulți turiști? Cei mai mulți turiști vin din Italia. Pe locul 2, dacă ar fi să fac un clasament, ar fi Marea Britanie. Apoi Statele Unite. Plimbarea noastră cu tuk-tukul a ajuns la final și a fost o experiență care merită încercată, pentru că am reușit să vedem mult mai bine obiectivele turistice, dar și să ne bucurăm de frumusețea Bucureștiului. În plus, se fac și câteva opriri pentru poze. Astăzi, în grădina Palatului Mogoșoaia, are loc Forbes Kids Festival 2024, un eveniment dedicat copiilor mari și mici, o zi întreagă așadar dedicată copiilor cu activități captivante, prin care aceștia pot descoperi lumea fascinantă a profesiilor de tot felul. Spectacole, cântec, dans, ateliere, toate acestea pot face parte dintr-o adevărată sărbătoare. Vedetele Canal D sunt și ele la eveniment pentru a împărtăși micuților cele mai impresionante scene ale televiziunii. Și Alexandra Cosman, colega mea, ne introduce în această atmosferă extraordinară. Alexandra, ce se întâmplă acolo? Ești în direct, te ascultăm! Bună, Silvia, bun găsit tuturor! Este o atmosferă de nedescris aici. Este un festival al copiilor de toate vârstele. Și spun asta pentru că cei mici pot învăța aici câte ceva despre meseriile viitorului, meseriile actuale, ce se întâmplă în platoul știrilor, dar și părinții pot învăța câte ceva și se simt alături de ei din nou copii. Și alături de mine sunt și vedetele știrilor Canal D și aș vrea să mă răspundă fetele cum se simt ele alături de copii. Bună ziua! Minunat ne simțim alături de copii, suntem în lumea lor, este un eveniment superb. Îmi pare rău că n-am reușit să vin și eu cu băiețelul meu, așa cum a reușit Simona să facă astăzi, să vină cu fetița. Și este o zi superbă! Bună ziua tuturor, bună Silvia, vă pupăm pe toți. Da, e un eveniment extraordinar pentru că întotdeauna evenimentele dedicate copiilor sunt foarte frumoase și mai ales atunci când ele și reușesc să-i introduc așa puțin în lumea meseriilor, pentru ca ei de mici să vadă ceea ce înseamnă o meserie, ce presupune o meserie. Spuneți-ne ce doreați voi să deveniți atunci când erați mici, ce voiați să fiți? Păi eu visam să fiu învățătoare, lucru care s-a și întâmplat în câțiva ani, dar uite că viața m-a dus într-o altă direcție și am ajuns să fac de 20 de ani această meserie, să prezint știri și mă bucur pentru că este exact ceea ce îmi place în momentul ăsta și nu regret absolut nimic. Eu visam să lucrez în televiziune încă de când eram copil, mă implicam în toate activitățile de divertisment ale școlii și mă bucur tare mult că viața m-a adus în punctul în care să lucrez exact unde îmi place și să-mi urmez visul și dacă sunt copii care își doresc să urmeze o carieră în televiziune, să vin aici la colțul Canal D să încerce să stea la pupitrul știrilor, să experimenteze, să vadă cum e, dacă le place. Totodată, alături de noi este și reprezentantul Forbes Kids România. Valentina, spune-ne tu, te rog, câteva cuvinte despre ce se întâmplă aici și ce le urăm telespectatorilor care ne urmăresc. Bună și bine ați venit la Forbes Kids Festival, îi așteptăm și pe telespectatori aici, suntem până la ora 6 pe pajiștea superbă de la Palatul Mogoșoaia. Avem pregătite momente artistice spectaculoase, dar și ateliere educative axate pe tema acestei ediții, meseriile. Nu mai stați pe gânduri, veniți la Forbes Kids Festival, că o să vă placă, n-avem nicio îndoială! Noi deocamdată rămânem alături de cei mici, Simona, la tine înapoi!
A auzit cum bate ceasul și a simțit chemarea. Este vorba despre un tânăr care după 2 decenii de muncă într-o multinațională a lăsat totul în urmă și și-a pus speranțele într-un business unde nimeni nu-i dădea vreo șansă. Pasiunea pentru istorie și tehnologie l-a făcut să ajungă unul dintre cei mai buni restauratori de orologii de turn din România. Deci asta e un ceas cu impulsuri. La fiecare 30 de secunde, pendulul ăsta care e liber, are aici o pârghie, îi dă, declanșează ciocănelul ăsta, eliberează tot sistemul și din inerția greutății, deci în momentul ăsta e deja armat. El este Dragoș Poponea, un tânăr ambițios care a riscat totul și a investit timp și bani într-o afacere de care nu a auzit nimeni. Deși avea o pasiune pentru ceasurile cu pendul, o vizită într-un turn cu ceas vechi de peste un secol i-a aprins dorința de a aprofunda domeniul. Acum are contracte cu toate primăriile din țară unde există un turn cu orologiu. Am descoperit mecanismul ceasului și am fost destul de fascinat de partea mecanică, fiind inginer mecanic de profesie. Și de acolo a pornit, s-a aprins flama, ca să zic așa, eu aveam deja pasiunea asta pentru ceasurile de perete. În urmă cu 10 ani, tânărul a primit oportunitatea care i-a schimbat viața. O cunoștință i-a dat ocazia să meșterească ceasul unei biserici care nu mai funcționa de ani buni. Pentru Dragoș a fost floare la ureche. L-am demontat complet, l-am curățat, am remediat piesele defecte împreună și l-am remontat și l-am pus în funcțiune. Toată lumea fericită la vremea respectivă, ceasul nu mai funcționa de 10 de ani. Și acum este în continuare funcțional, așa a început totul. L-am întâlnit la turnul Sfatului din Sibiu, acolo unde este în plin proces de restaurare al ceasului. În plus, atunci când sunt vizitatori, Dragoș le explică secretele din spatele mecanismelor. Sunt centrat pentru ore și minute care... Păi ăsta transmite mișcarea aici, în spate mai e un sistem. A, mai e un sistem. Deci mai sunt 4 rozi înțate care fac conversia, dar dacă era decât aici, singura... Aici, practic, astea sunt numai minute. Asta e ora. Ora? Da. Și ea acolo face conversia, că altfel va fi afișat numai ora. Făcut la vremea aia e ceva deosebit. Mi se pare foarte ingenios. Foarte ingenios. Adică având în vedere când a fost făcut... Chiar dacă nimeni nu a crezut în afacere, Dragoș nu s-a lăsat păgubaș. A renunțat la cei 20 de ani de muncă de la o multinațională și a ajuns să-și câștige traiul restaurând ceasurile uriașe. Acum este așteptat la Castelul Peleș pentru a repara mecanismul orologiului din turn. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie aici. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție, dar vă aștept diseară de la ora 18 la principalul jurnal al zilei. O zi bună vă doresc, pe foarte curând! Bună ziua! Astăzi avem parte de o zi călduroasă de vară. Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în sudul Banatului și vestul Carpaților meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 35 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia avem vreme frumoasă cu cer mai mult senin. Vor fi 33 de grade în Târgoviște, la fel și în Călăraș. În Transilvania se anunță vreme caldă și însorită. Maximele ajung la 32 de grade în Alba Iulia și 30 în Târgu Mureș. Moldova se anunță vreme caniculară, cerul va fi în mare parte senin și vor fi 31 de grade în Iași și 33 în Focșani. În vestul țării va fi o zi însorită aproape caniculară, mercurul din termometre ajunge până la 33 de grade în Arad și 34 în Timișoara. Și în Oltenia va fi o zi călduroasă, vor fi 34 de grade în Slatina și 32 în Râmnicu-Vâlcea. În Dobrogea vremea va fi plăcută cu cer mai mult senin, vor fi 32 de grade în Tulcea și 27 în Mangalia. În capitală astăzi avem parte de vreme călduroasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla până la moderat. Maxima zilei va fi de 35 de grade. La noapte cerul va fi mai mult senin, iar minima va fi de 18 grade Celsius. Mâine vremea continuă să fie caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar maxima va atinge 35 de grade. La munte vremea se încălzește. Cerul va fi variabil. Vântul va avea ușoare intensificări în munții Banatului și vestul Carpaților meridionali. Vor fi 29 de grade în Brașov și 20 în Semenic. La mare avem parte de o zi frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 29 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 25-26 de grade. O după-amiază liniștită.